Hei, salut și bine ai venit la Statistic Vorbind, emisiunea cu cei mai mulți subscriberi de pe YouTube din lume! Astăzi o să vorbim despre dezinformare. În România stăm foarte prost cu alfabetizarea media și alfabetizarea digitală, așa că astăzi o să vedem ce poți face tu ca să te menții informat un pic mai corect. Și mai ales o să atragem atenția și evident o să facem un pic de mișto de unele forme de dezinformare un pic mai puțin abordate. Pentru că dezinformarea e foarte periculoasă, nu doar pentru oameni, dar aparent și pentru iepurașii de ciocolată. Un val de postări pe internet a creat o isterie a iepurașilor de ciocolată. Mai mulți comercianți și producători de figurine de Paște reclamă că foarte mulți iepurași sunt distruși în magazine de clienți păcăliți că înăuntru ar fi bani. Totuși este ceva, bine. 20 de euro. Prinși în jocul tentant, unii nu au cumpărat iepurașii, ci i-au distrus direct pe raft în magazin. Da, aparent e suficient să apară în câteva clipuri că ar fi bani în iepurașii de ciocolată și oamenii chiar se duc la magazine să caute în ei. Imaginează-ți acum ce poți face cu 4 rânduri de alegeri în același an. Pe de altă parte, și ProTV exagerează un pic zicând că s-a creat o isterie, mai ales când în același reportaj au întrebat oameni dacă chiar au căutat bani în iepurașii de ciocolată și oamenii au răspuns așa. Păi eu personal chiar am încercat de câteva ori să sparg iepurașii aferenți, doar că n-am găsit din păcate niciodată o anumită sumă de bani. Ok, ProTV, hai să zic o chestie. Orice om care se oprește din mâncat shaorma ca să-ți spună ceva, te minte. Face mișto de tine. Niciun om nu se oprește din mâncat shaorma ca să zică ceva adevărat, pentru că adevărul poate aștepta, shaorma nu. Dar ideea cu exemplul ăsta cu iepurașii nu e că oamenii e proști, domnule, acum și cred orice. Dar nu e nici că ProTV exagerează și scoate chestiile din context. Ideea e că dezinformarea e foarte complicată, mai ales pentru că vine în foarte multe forme. Cele mai des întâlnite forme de dezinformare sunt clickbait, deepfake, conspirații trimise prin mesaje automate sau chiar conflicte de interese, cum ar fi că sursa datelor despre dependența de jocuri de noroc sunt organizațiile de jocuri de noroc. Din cauza asta e foarte greu să te aperi, mai ales în anul ăsta electoral, când o să avem toate rândurile de alegeri, ceea ce înseamnă că o să avem și toate formele de dezinformare. Pe unele le-am abordat în trecut, uite, am vorbit despre deepfake în episodul ăsta, pe care poți să-l vezi aici. Astăzi nu o să putem să le abordăm pe toate, dar primul și poate cel mai important vine de la politicieni și declarațiile lor. Am pornit în învățământ pentru prima oară 4,2% din PIB la învățământ. Și ca să fim cinstiți, afirmația aia e adevărată. E prima dată când dăm 4,2% din PIB pentru educație. Tehnic vorbind, pentru că în alți ani am dat 4,3 sau 4,1. Deci e prima dată cu 4,2, nu? Asta dacă ignori faptul că suntem clar sub media europeană și clar sub limitele stabilite de propriile legi. Și poate că asta e o dezinformare relativ mică, cel puțin teoretic. Dar în practică, prim-ministrul țării pretinde că se investesc procente record în educație când situația e exact ca în anii trecuți, în cel mai bun caz. Nici măcar nu înțeleg de ce mai există clipuri cu deepfake, cu politicieni zicând chestii false, când sunt atâtea clipuri reale cu ei făcând exact aceeași chestie. Și genul ăsta de comportament care se întâmplă deja de 10 de ani are repercursiuni. Un sondaj recent făcut de IRES arată că tinerii nu mai au încredere nici în democrația din România, nici în clasa politică. Și frustrarea asta, de altfel justificată, e unul din lucrurile principale care face partidele antisistem să aibă atâta atracțiune. Doar că problema e că în ultima vreme pare că oamenii tind să aibă 100% încredere în politicianul lor favorit sau în partidul lor favorit, asta în timp ce nu cred deloc în restul clasei politice. Și dacă ești în situația asta, să știi că e periculos pentru tine. Pentru că prima regulă în dezinformare este să nu ai o singură sursă în care crezi. Și dacă ai o singură sursă în care crezi, ar fi bine să nu fie una dubioasă, ca, nu știu, 5news.ro. Se interzic mașinile pe motorină. Guvernarea PSD-PNL a votat recent o ordonanță de urgență care impune interzicerea mașinilor diesel în România. Această schimbare radicală vine la scurt timp după ce guvernul a impus un plafon de doar 6500 de kilometri pe an pentru fiecare șofer. Ok, cred că cineva a mâncat cam multă făină de gândaci de la UE. Sau poate i-au înghețat neuronii după ce s-au interzis centralele. Dar oare de cine mi-amintește acest tehnic vorbind om? Salutare! Cum ar fi ca guvernul să limiteze drastic numărul de kilometri pe care îl poți parcurge într-un an cu mașina ta personală? Imaginar. Ar fi imaginar. Pentru că așa ceva nu se întâmplă. Dar hai să vedem despre ce vrea să vorbească mai exact. Mașina personală va putea fi folosită cel mult 6500 de kilometri pe an. Cabinetul Ciolacu a aprobat prin HG 1215
strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Culmea că deși guvernul vrea să interzică gazele cu efect de seră, Dan Tănase încă are voie să vorbească. Dar uite, două surse absolut distincte. Dan Tănase și 5news.ro. Deci trebuie că e adevărat, nu? Nu neapărat. Adică deloc. De fapt, știrea respectivă se referă la o ordonanță de urgență dată de guvern ca să implementeze niște directive europene. Și numărul respectiv de 6500 de kilometri pe an e o țintă, un obiectiv de atins, un scenariu favorabil, dacă vreți. Nu e o obligație. Și dacă cumva ești votant aur, să știi că ăsta nu e un atac la tine sau la partidul pe care vrei să-l votezi. E doar un reminder că din orice gură, oricât de multă încredere ai în ea, pot să iasă și informații reale și informații false. Și e foarte important pentru tine ca individ să poți să faci distinția între ele. Dar cum poți tu să faci distinția între o informație reală și ceva ce spune Dan Tănase? Mă bucur că am întrebat. În general, o informație sau știre obiectivă tinde să fie publicată mai multe locuri, iar dacă e un articol, ar fi bine să te uiți cine l-a scris ca să verifici dacă e o persoană reală, cu nume și experiență în jurnalism. Limbajul imparțial și non-agresiv sau citarea altor surse sunt iar indicatori buni. Pe lângă asta, mai există două noțiuni foarte importante care să te ajute să te ferești un pic mai bine de dezinformare. Mai exact, bias și echo chamber. Un bias este o tendință pentru sau împotriva unui lucru, idei, persoane, grup, etc. E tendința naturală a oamenilor să fie influențați în mod inconștient de experiențele anterioare, convingerile lor sau de mediul în care trăiesc. Practic, orice om sau organizație din lumea asta are o tendință naturală mai mare sau mai mică într-o anumită direcție. De exemplu, și emisiunea asta face mai des mișto de aur decât de alte partide, pentru că e un pic mai amuzant. Dar informațiile sunt în continuare corecte. Deci, practic, e foarte important când vezi orice clip pe internet cu oricine vorbind despre orice, să vezi dacă citează niște surse sau dacă doar țipă cu încredere. Pentru că dacă doar țipă cu încredere, se poate crea ecou. O cameră întreagă de ecou. Un echo chamber este un mediu în care ești expus doar la informații, opinii sau puncte de vedere care coincid cu ale tale. Într-un echo chamber, ideile și perspectivele sunt reflectate fără a fi contrazise sau examinate critic. Practic, un echo chamber e opusul unei vizite la părinți. Sunt doar opinii care îți convin. Și asta poate fi reconfortant, dar e și periculos. Și un echo chamber nu se creează doar la aur sau la șoșoacă, se poate crea absolut oriunde. Doar că în cazul partidelor politice și a politicienilor se creează un pic mai des, pentru că până la urmă niciun partid politic nu supraviețuiește sau are succes foarte multă vreme dacă se contrazice intern super des. Deci tind să-și cam confirme opiniile. Și din cauza asta, la nivel individual e foarte important pentru tine să știi să faci chestii gen să citești dincolo de titlu, să verifici sursele pe care le dau oamenii, dacă dau surse, și să faci diferența între opinii și date concrete. Altfel, riști foarte tare să rămâi blocat în echo chamber-uri cu oameni absolut dubioși. Dar hai să luăm un caz un pic mai concret. Acum câțiva ani au circulat știri ca asta, cum că Uniunea Europeană susține dreptul bărbaților de a naște și europarlamentari ca Cioloș au votat pentru. În primul rând, ca bărbat, dacă vreau să nasc, nasc. Nu-mi spui tu mie că nu pot, că e corpul meu, da? Dar hai să vedem ce are de spus despre chestia asta europarlamentarul Cristian Terheș. Sunt însă și prevedere în acest raport care efectiv suminează și sfidează natura însăși. Să afirm că bărbații pot să nască, să faci referire la faptul că nu mai avem femei care au menstruație sau ciclu, ci persoane care au menstruație sau ciclu, să nu mai vorbim despre faptul că nu mai sunt femei care sunt însărcinate sau gravide, ci persoane care sunt gravide, adică și bărbați. Chestia asta merge exact în echo chamber-ul cu conspirații despre UE și identitatea de gen și cum chestiile astea distrug demersul natural al lucrurilor. Pentru că natura ne-a dat doar chestii frumoase până acum. Dar ca să vedem de unde și-a tras Cristian Terheș concluziile astea, putem să ne uităm chiar la postarea făcută de el pe Facebook pe același subiect. Asta e postarea în care Cristian Terheș citează din raportul Matici și arată clar, negru pe alb, cum raportul spune că bărbații pot rămâne însărcinați. Da, atâta numai că bărbat transgen înseamnă, conform Wikipedia, o persoană care s-a născut cu organe genitale feminine, deci poate fizic să nască. Doar că biasul pe care l-are Terheș împotriva identității de gen l-a făcut să înțeleagă ce-a vrut el din raportul respectiv și să creeze în comunitatea care îl urmărește un echo chamber care nu face decât să alimenteze mai departe biasul pe care deja l-au. Mai mult, în aceeași postare, raportul citat vorbește de programe de educație privind menstruația pentru toți copiii. Și din chestia asta, Cristian Terheș a înțeles doar menstruația pentru toți copiii, când de fapt, evident, sensul era programele sunt pentru toți copiii. E un exemplu foarte clasic de analfabetism funcțional.
Și din combinația asta foarte toxică de bias, echo chamber și incapacitate de a înțelege ceea ce citește, Cristian Terheș a votat împotriva unui raport despre care chiar el zicea că are niște prevederi complet normale și naturale. Cristian Terheș a căzut pradă proprii dezinformări. Atunci când vezi genul ăsta de știri sau declarații, există mai multe metode să vezi dacă sunt false. Dar foarte important, există și site-uri independente de fact-checking, unde se explică concret și cu surse, nu doar dacă o afirmație este adevărată sau falsă, ci și cât este de adevărată. O să lăsăm un link pentru toate astea în descriere, dar dacă vrei să faci ceva concret ca să ajuți cu dezinformarea în perioada asta de alegeri, poți să vizitezi un pic mai des site-urile astea de fact-checking și poți chiar să donezi pentru astfel de inițiative. Ba chiar dacă intri pe site-urile astea de fact-checking, foarte des poți să intri să vezi postarea originală cu informațiile false. Și în caz că decizi să dai click pe postarea originală cu informație falsă și să lași în comentarii, nu știu, link la site-ul de fact-check, lucru pe care nu neapărat îl încurajăm, dar asta tehnic vorbind ar sparge echo chamber-ul din comentarii, doar să știi că dacă faci asta, politicienii au roboți care îți răspund automat cu chestii gen la mulți ani mamelor minunate. Dar poate că nici asta nu e suficient, poate că trebuie mai mult. Uite, într-un episod trecut am vorbit despre deepfake-uri și am arătat cum oricine poate face un deepfake cu orice. Chiar cu orice. Salut, sunt George Simion și nu am furat niciodată găini. Și tocmai în ideea asta, pentru că urmează să avem foarte multă dezinformare în toate formele ei, mai ales cu deepfake, am creat un site, link în descriere, unde sunt clipuri cu deepfake cu politicieni făcând afirmații corectate pe baza site-urilor cu fact-checking. Bineînțeles, toate clipurile sunt marcate corespunzător și site-ul o să fie marcat corespunzător. Uite prima mostră. Am investit 4,2% din PIB în învățământ, sub media europeană de 4,7% și sub cei 4,3% investiți în 2008. Dar hei, 4,2% e relativ ok, nu? O să devină tot mai greu să te protejezi împotriva dezinformării și foarte important ca, indiferent în cine spui încrederea, să ai un filtru critic chiar și față de ei. Pentru că, uite, să zicem că ești un votant antisistem, dar nu crezi deloc în guvernul României, îți pui încrederea, de exemplu, în AUR, dar nu e important. Dar să zicem că AUR ajunge la guvernare. Acum ești un om care crede 100% în guvern. Asta îți dorești? Să-ți controleze guvernul toate informațiile? Nu? Ok. În cazul ăsta trebuie să recunoști că e foarte important să începem să fim mult mai atenți la ce citim și la ce vedem sau auzim, să începem să verificăm sursele și să facem un pic diferența între opinii și date concrete. Altfel, când încep bărbații să nască pentru că au mâncat prea mulți gândaci de la Uniunea Europeană, ai face bine să te rogi la Ursula von der Leyen să ai un spital la mai puțin de 6500 de kilometri distanță. Mă rog, statistic vorbind. Ei, vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la acest episod și mulțumim, bineînțeles, patronilor și membrilor de pe YouTube. Mai avem câteva episoade după care o să luăm o pauză peste bară și vrem foarte tare de la Patreon să auzim mai multe subiecte pe care ați vrea să le abordăm. Așa că o să facem curând o postare pentru asta, dar să vă gândiți în avans, pentru că am vrea foarte tare să abordăm subiecte care sunt de interes și pentru voi. Mulțumim!